Ai reușit? Hai să facem împreună acest lucru. Deci, creăm o clasă cheeseburger. Trebuie să moștenească clasa noastră burger. Pentru că a moștenit clasa noastră burger, în primul rând trebuie să implementeze cele două metode abstracte, calculate price și calculate calories. Și în al doilea rând, clasa noastră cheeseburger are un constructor default, iar clasa noastră burger are un singur constructor cu doi parametri și va trebui ca să chemăm acel constructor cu doi parametri. Și în primul rând, hai să definim niște câmpuri, cheese type cât și sauce type, să zicem. Vom crea acel constructor în care știm că trebuie să fie bread type cât și meat type, cât și cele două proprietăți ale clasei noastre. În spate vom chema cuvântul cheie super, da? Și vom inițializa câmpurile noastre cu valorile care o să fie date în constructor. Și după va trebui să suprascriem metodele noastre. Dacă apăs Ctrl-I, editorul efectiv îmi va arăta ce metode pot să suprascriu din clasa mea, ce sunt obligat să suprascriu din clasa mea burger. Dar haide să le scriem de mână ca să ne readucem aminte. Deci punem același tip returnat și același nume și același număr de parametri, cât și corpul metodei, deoarece este o metodă abstractă și vrem să o suprascriem. Da? Și hai să spunem la price, dacă prețul este, nu știu, dacă gorgonzola, dacă brânza este gorgonzola, să returneze 500, altfel să returneze 400. Da? Efectiv, dacă aceasta este falsă, va returna 400, dacă este adevărată, va returna 500. Imaginați-vă că într-o aplicație cum e McDonald's sau așa, prețul este un pic mai complicat, adică vă dați seama, este mult mai complex să iau toate ingredientele, să iau tipul de ingrediente, tipul de gramaj și așa mai departe, sau prețul care este stabilit în fabrică. Este doar ideea de a înțelege ce înseamnă cuvântul cheie abstract și cum ne poate ajuta pe noi. Calculate calories și la fel dacă sauce type este mayonnaise, să returnăm 300, altfel să returnăm 400. Este doar să înțelegem cum funcționează suprascrierea, să ne readucem aminte, cât și polimorfismul de care ne folosim, cât și cuvântul cheie abstract, pentru că în spate aceste două metode sunt chemate de această metodă Calculate Components, care noi aici va trebui să punem Calculate Components, să chemăm din metoda noastră super. Putem să și folosim super ca să fie evident ce metodă noi chemăm. Și aici hai să suprascriem și metoda noastră toString, care efectiv aici am să pun super toString pentru ca să vedem și proprietățile clasei noastre burger. Și metoda mea main, pot să copiez ăsta sau hai să punem burger, cheeseburger, egal new cheeseburger, soft, cow și să punem mayonnaise și gorgonzola. Nu știu dacă este același nume, dar vom vedea. Cheeseburger is și dăm start. Și vedem că ne-a calculat prețul în funcție de cum am stabilit noi. Dacă ne ducem aici, dacă este mayonnaise este 300, dacă nu este 400. Bine, e logic că în mod normal dacă are mayonnaise e mai mult. Hai să punem aici 500. Da? Vedem că într-un fel am scris aici și într-un fel am scris aici. Este cât e mayonnaise, cât este calories, deci dacă e mayonnaise este 400. Da? If sauce type is mayonnaise. Dar ceea ce am greșit eu este că am pus cheese type să fie mayonnaise, că nu înțelegeam de ce nu merge. Așa. Iar acest gorgonzola le-am înlocuit între ele.
Și acum dacă dăm, ia să vedem, deci cum, cât ar trebui să ne dea. Pentru că este maioniză ar trebui să ne dea caloriile 500, pentru că este gorgonzola ar trebui să ne dea prețul 500. Hai să vedem dacă merge cum. Vedem că merge, nu? Și acum putem să... Asta este puterea, sau puterea, funcționalitatea cuvântului cheie abstract. Dar putem să facem lucrurile și mai abstractizate. Pentru că vedem că în fiecare clasă noi trebuie să chemăm această metodă Calculate Components. Noi putem să o punem în cadrul clasei noastre Burger aici. Să punem this Calculate Components și efectiv să calculeze component și să cheme acest lucru. Dar dacă noi punem asta aici și dacă noi avem aceste metode, o să ne dea un null pointer exception. Spre exemplu, dacă noi, uite, la metoda super, înlăturăm ăsta și dăm start, o să ne dea un null pointer exception. De ce ne dă un null pointer exception? Pentru că eu când creez un obiect cheeseburger, întâi îmi cheamă cuvântul cheie super, în spate acest super îmi va chema calculate components, care la rândul lui va chema metodele acestea, care va rula implementările acestea două de jos, și cheesetype încă nu a fost inițializat, pentru că noi suntem aici ca și linie de cod. Și el aici va chema metoda asta și cheesetype nu este inițializat și astfel dacă eu fac această implementare, va trebui ca formula mea de calcul a prețului și a caloriilor să fie doar în funcție de componentele comune ale clasei mele ale clasei părinte, pentru că acelea sunt cele care voi avea valori la ele. Eu nu pot să dau valoare la cheesetype înainte ca să nu chem cuvântul cheie super. Și spre exemplu, dacă noi punem aici, nu știu, if bread type, exemplu, get bread type este soft și get sauce type, nu, get meat type este ce am pus noi, cow, nu, cow e cow, așa, să returneze. Și acum că dăm start, vedem că nu o să avem nicio problemă, vedem că tot avem o problemă. Ok, cheeseburger, da. Asta pentru că avem și aici acest lucru, da? Hai să nu putem să scoatem această metodă. Cum să facem? Vom comenta acestea doar de dragul de a vedea la... Să punem return 0 aici și aici return 0 ca să testăm așa și vedem aici la cheeseburger, da? Că deși noi cheeseburger nostru este 500 și 500, de ce? Pentru că am pus soft și cow. Și noi nici nu mai chemăm acea metodă, ci în spate această metodă cheamă calculate components. Și astfel noi am abstractizat, să zic, total, să spunem, modul în care se calculează prețul și calorile. Pentru că noi dacă de exemplu, dacă ne gândim la clasa noastră cheeseburger, da? Ea nu are niciun mod de a seta preț, de a seta calorii. Și nici nu mai trebuie să cheme acea metodă, dar în funcție de tipul de pâine și în funcție de tipul de carne, da, aici, sau în funcție de orice alt lucru care noi avem o valoare, da, noi efectiv ne calculează prețul și caloriile. Și astfel, aceasta înseamnă la ce ne poate ajuta metode abstracte. Și multe librării, Java și alte librării care o să ne folosim, în spate, ele au niște metode abstracte care pe noi sunt... efectiv ca niște contracte pe baza căreia noi fie va trebui să suprascriem acele metode care ele în spate sunt folosite în alte clase și în alte clase și așa mai departe și care fac anumite lucruri. Hai să ducem lucrurile cum erau ca să nu dis, punem super ca să fie evident, super calculate components și ne ducem în clasa noastră burger, banul hamburger și vom decomenta lucrurile. Ștergem acest return 0 ca să fie totul ca la început. Mai uită-te pe ele și vezi ce n-ai înțeles. Poți să mă întreb personal. Dar să ne reamintim. În următorul video o să reluăm ce care sunt lucrurile cheie la o clasă abstractă.